analizele pe care le-ați făcut pentru a verifica dacă sunteți compatibili. Așa și? Din păcate, nu există nicio compatibilitate între dumneavoastră și pacient. Dar cu asta ce e? Cum n-ai nimic? Cum n-ai nimic? Ce secret ascunde tabloul ăsta? Fiule, hai să mergem acasă. Te așteaptă sorele tale și... Să nu mai spui niciodată așa. Eu nu sunt fiul tău. Vreau să rămân aici. Fericit în casa asta. E, cântam și eu așa. Crezi că dă bucurie? Să mai uită necazuri. Dar tu cum ești? Obosită. Și domnul Tudor tot supărat? Păi tu ce crezi, Mioara? Toată povestea asta cu Ștefanul a dărâmat. Da. Nu știu ce să fac. Nu înțeleg de ce îi se întâmplă lui asta. Ceasul rău, fetițu, ceasul rău. E, ceasul rău. Mioara, mai bine zis, oamenii sunt răi. Da, adevărul e că domnul Tudor are mulți dușmani. Nu știu ce să mai fac. Nu pot să mai văd supărat așa. Aș vrea să-l ajut cumva. Nu știu cum. Nu merită toate astea. Eu nu înțeleg cum Ștefan se poartă așa ură cu domnul Tudor. Totdeauna domnul Tudor a avut grijă de el. L-a crescut, l-a îngrijit. I-a făcut toate poftele. De ce? Ștefan e un copil. E confuz. Da, da. Trebuie să faci ceva, să-l scoți. Mi se rupe sufletul pentru domnul Tudor. Chiar nu merită chestia asta. Da, și mie. Eu nu știu cum pot să-l ajut. Să fie alături de el, iubita mea. Să fie alături de el. Asta îl ajută. Da, știu, sunt. Dar vreau să fac ceva să-l scot din coșmarul ăsta, înțelegi? Mi-e dor de acasă. Na, foarte normal să-ți fie dor. În vacanță nu ți-e dor de casă? Chiar din prima zi? Dar vreau să merg acasă. Acum? E cam târziu. Nu poți tu să mă duci cu mașina? Sau să-l sun pe tata Tudor? Sau pe Narcisa? Păi, nu, bănuiesc că dorm și ei săraci la ora asta. Dar poți să stai aici, nu e o problemă. Și Tudor a spus că se și bucură că stăm aici împreună. Așa a zis? Așa a zis. Mi-a zis că e foarte bucuros că stăm împreună, că ne cunoaștem. Te cunosc și eu, mă cunoști tu pe mine. Dar eu deja te cunosc.
Da? Și vreau să merg acasă. Nu tu ai venit? Nu-ți place aici? Ba da. Uite cum faci. Te cumpăr. Tu te culci. Îl iei pe domnul elefant în brațe. Așa? Și mâine mergem să-ți luăm ultimul răcle de consolă de-asta, de-a ce vă jucați voi, bine? Acum lasă prostiile și trește culcă că ești bea mare. Dar nu mă prostesc, spun adevărul. Nu, Ștefan, te rog frumos. Pleci de oboseală. Trebuie să dormi. Și eu trebuie să mă odihnesc, mi-e somn. Uite, trebuie să mă vindec, să-mi treacă și mie buba asta. Hai, pune-mi capul jos. Dormi. Tata dorme cu mine. Mai trebuie să mă uit la ceva și... Vin mai încolo. Bine? Pune capul jos și doar. Aveam nevoie de o gură de aer, dar nu credeam că e atât de rică. Vă asfaltul nu meu, o să vă încălziți. Nu. Totuși. Nu, simțeam doar nevoia să stau departe de atmosfera din cabaret, măcar o oră. Aș vrea ca dumneavoastră să reciți, vă rog. Mulțumesc, dar nu mai îmi vorbi cu dumneavoastră. Am vrut să crezi că nu te respect. A respecta o femeie ne înseamnă doar îi vorbi frumos. Baby, tu nu ești ca celelalte fete, ești educată, fină. Ce cauți într-un asemenea loc? Ce caută toate celelalte? Bani pentru a trăi. Nu cred. E altceva cu tine. Nu, dacă nu vrei să-mi spui. Nu știu, poate că mă pedepsesc pentru tot ce mi s-a întâmplat. Am fost o femeie rea. Nu cred că ai fost o femeie rea. Cubor privirea, nu trebuie să te simți vinovată. Să citești în ochii tăi că ești un om bun. Dar tu? Ce cauți tu într-un cabaret? De când mi-am avut soția, n-am mai avut o relație stabilă cu o femeie. N-am putut. Și atunci am început să frecventez asemenea locuri. Simțeam nevoia să fiu în companie unei femei. Suntem doi oameni singuri și nefericiți. Poate că suntem nefericiți, dar nu mai suntem singuri. Tocmai ne-am întâlnit. Te simți mai bine? O să vezi, tată, mâine Ștefan o să se întoarcă acasă. Nu mai pot. Știu că ar trebui să fiu cel mai tare, dar de data asta am senzația că nu mai pot. Tată, totul o să fie bine. O să vezi. Suntem alături de tine. Ștefan e prea mic și nu-și dă seama ce prostie a făcut. Dacă ar fi fost numai o prostie, din păcate nu e așa. Ce vrei să spui? Nu mai ești un copil. Acum nici femeie poți să înțelegi. Am vrut să zic, dar... Tată, nu te înțeleg. Am aflat de puțin timp și m-am gândit să te protejez. Tată, mă sperii. Despre ce e vorba? Ștefan e fiul lui Cristian. Poftim? Nu se poate. Ba da, din păcate e adevărat. Tată... Mama ta și Cristian au căzut de comun acord să nu-mi spună. Acum înțeleg de ce mi-ai interzis să-l văd pe Cristian. Încercai să mă protejezi. Mă iubesc pe toți la fel.
Pentru mine sunteți copiii mei. Nu mai ai mei. Tată, nu mai spune nimic. Te iubesc. Te iubesc din tot sufletul. Ceai. Eu beau cacao cu lapte. N-am cacao, așa că ori bei ceai, ori nu bei nimic. Nu? Miroase ceva suspect. Pâine. Da, doamne. Dar să nu trebuie să sară singură. Mioara nu arde niciodată pâine. E foarte bună. Să știi că sunt oameni care dau bani grei ca să mănânce pâine de asta arsă, ci care are niște tosuri de lucruri foarte bune. Și eu nu sunt Mioara. Oricum nu mănânc pâine prăjită. Eu mănânc biscuiți. Bine că m-ai informat acum. Ia unge-ți-o singur, că nu mai am timp nici să-mi fac cafeaua. Hai. Obi când te întorci. Acum haide. O să-mi ferzi la școală. Tu te speli pe dinți? Păi n-am mâncat și n-am bunit. Nu, 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 te speli pe dinți instantaneu. Noaptea se adună cele mai multe toxine în gură și te speli pe dinți. Te rog foarte mult. Da? Eu sunt. Dă-mi-l pe Ștefan la telefon. Da, de bună dimineața. Ce mai faci? Salut, n-ai auzit? Cristian, nu vreau să ne certăm. Vreau să vorbesc cu Ștefan. Nu se poate. Cum? Ștefan e la micul dejun. Mănâncă lapte cu cacao și biscuiți, care sunt preferatele lui, știi? Da, știam asta. Dă-mi-l la telefon. Nu, doar nu se ridic copilul de la masă. Trebuie să mănânce, se fac mare. Cristian... Ce vrei? A dormit bine? A mâncat bine și nici n-a întrebat de tine. Cristian... Mi-a luat soția. Mi-a luat jumătate din firmă. Crede-mă, n-o să-mi iei și copilul. Auzi, mă, Tudor, eu dacă deschid un proces de paternitate, știi foarte bine că orice instanță o să-mi dea copilul în 2 timp și 3 mișcări, că doar e băiatul meu. Cristian, nu-mi vorbi de chestii juridice. Eu făceam meseria asta când tu nici măcar nu știi cu ce se mănâncă. Ești avocat, băi, hai să ne bătem în probe atunci. Cere un test ADN dacă ești așa șmecher, a? Cristian, tu nu te-ai săturat să mă enervezi? Nu, mai pot să o țin așa încă 3 ore. Fii atent, hai să nu mai lungim. Eu nu vreau să-ți interzic să înveți copilul, dar vreau ca Ștefan să nu mai trească minciună. Cristian, o să fac tot posibilul și imposibilul ca să nu... Auzi, fă ce vrei, eu trebuie să-mi duc copilul la școală, pa. Cristian... Cine vorbeai? Tati, tati! Nu este să vreau cum se mănâncă un biscuit Oreo? Oreo? Poftim un biscuit. Mersi. Răsucești. Răsucesc. E nu-și crema. Mhm. Și? Bagi în lapte. Uh-huh. Și mănânci. Pune lapte acolo. Sigur. Uite acolo. Oreo. Biscuitul preferat ai laptelui. Un robot de bucătărie care zice că nu arde pâinea. Te-ai spălat? Da. Ia. Bravo. Bine. Ți-a luat ghiozdanul? Eu nu înțeleg de ce trebuie să mergi tu acasă la Cristian. Iar ai putea să vorbești și tu puțin mai încet? De ce nu-l lași pe domnul Tudor să rezolve problema? Şi. Mai bine nu te băga. Da, la cine vorbește? Iara, dacă te gândești bine, Tudor a fost întotdeauna alături de noi. A avut grijă de noi, de mine, de copii, de Mamaia, de Eliza. Nu, nu, nu-i mai zice numele, da? Că parcă văd că apare acum. Da. Măcar de data asta poate reușesc să fac și eu ceva pentru el. Ce să faci? Ai tu așa o putere magică și hocus pocus să-l convingi pe Cristian să nu-l mai dorească pe Ștefan? Nu știu ce să fac. Bună dimineața. Bună dimineața. Dar ce faci? O doare pe Mioara stomacul, are diaree și mă duc să iau niște pastile de la farmacie. Dacă vrei, mă duc eu. Nu, 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 lasă că mă duc eu, stai liniștit. Hai, Mioara, rezistă! Da, da, rezist. Rezistă. Mioara, dacă vrei, poți să duci în cameră, mă descurc eu. Nu, 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 că nu mi-e chiar așa rău, mi-a mai trecut. O să-mi ia și medicamente, o să mă simt mai bine.
enervează că nu mai sună Cristian. E, lasă că nu-i mare pierdere. Ei, nu. Era cel mai bun client al meu. Plăta foarte bine. Tu ce-ai făcut cu tipul ăla galant? Hm? Te-a dus la hotel? Nu. Acasă? Nu. Am fost la o plimbare. Ce nenorocit. Îmi părea așa pervers. Și nu ați făcut-o în mașină? Nu, n-ai înțeles. N-am făcut nimic. Cum așa? Te-a plătit să se uite la tine sau... Mă lași să termin? Hai zi. N-am făcut nimic. Am stat pe bancă, am vorbit și am privit stelele. Eu nu pot să cred. Asta e adevărul. Sergio a fost un adevărat om cu mine. Cred și eu. Ți-a dat și banul, te-a tratat și cu o conversație. De mult nu m-am mai simțit atât de bine cu un bărbat. Auzi, vezi că n-ai voie să te aprinzi după clienții. Dar cine s-a aprins? Eu m-am vindecat de dragoste. Da. Pentru totdeauna. Dacă zici tu. Bună, Cati! Emil, în sfârșit ai venit. Ce s-a întâmplat? Are voi Cristian de mine? Nu, nu, nu e asta. Te așteaptă. Păi dacă mă așteaptă, mă plăcă. Nu. Eu te așteptam. Ce-i cu tine aici? Am venit să te văd. Ți-a adus aminte de mine? Termină cu reproșurile. Hai. Cati, se prezint pe tata. Te-a trimis Tudor? Nu mă cunoști, Cristian. Nu-mi spune nimeni ce să fac, nici măcar Tudor. Am venit singură. Vrei să bei ceva? Nu. Vrei un măr? E bio? Cu ce ocazie pe la mine? Știi prea bine de ce am venit. Să-l vezi pe Ștefan? E la școală. După câteva ore să-l iau cu mașina, căci vreau să fiu un tată model. Tată model? Cristian, ai uitat când te-am adus eu acasă? Erai în patru labe, mor de beat? Auzi-mă, fără din grădină, ai venit să faci morală? Bietul copil e din cauza voastră aici. Că te-a auzit vorbind pe tine și pe Tudor. Da, bine, gata, nu vreau să ne certăm. Băi? De asta am venit. Vreau să spun că Tudor e foarte trist. Oh. Și că nimeni n-are dreptul să ia copilul. Ți-am luat eu vreun copil? Și Ștefan era foarte trist, iartă-mă. A venit aici de bună voie, neselit de nimeni și e dreptul lui să vrea să stea cu tatăl lui natural. Cristian, dacă tu vrei, lucrurile pot reveni la normal. Dacă eu vreau? Da. Nu știu, nu m-am gândit la asta. Hai să facem ce mai bine pentru Ștefan. Ce ai fi tu dispusă să faci pentru Ștefan? Orice. Ești o fată minunată, Narcis. Cred că putem ajunge la o înțelegere. Aici puteți să vorbiți, liniștiți. Domnul Cristian vine mai târziu și... Vă rog. Și. O cafea, un ceai? O cafea, mersi. Văd că nu te-ai schimbat deloc. Lasă-o în pace pe Cati. E o femeie de treabă. Lasă-o în pace. Și eu nu sunt o partidă bună pentru ea? Nu. Când ai venit în București? Acum vreo două zile. Ți-am sunat de mai multe ori, dar nu mi-ai răspuns. Știi cum e. Am avut treabă pe la birou. Am înțeles. Pe ce cu obiectele astea? Un accident. Și eu de ce n-am aflat până acum despre acest accident? Pentru că pe tine nu te interesează de accidentele mele. Emil, eu știu că noi nu ne-am înțeles niciodată prea bine, dar... Acum sunt aici și aș dori să recuperăm timpul pierdut. Îmi permiteți? Nu credeam că ai un tată așa de... Adeptos? Tânăr. Iar nu, eu nu credeam că
Acest birou de avocatură e de fapt un magazin de păpuși. Ce spuneți? Da, altfel nu-mi explic de ce secretara e o păpușă atât de frumoasă. Hai de mine, mă fac să roșesc. Mai bine plec. Dacă aveți nevoie de ceva... Mersi. Chiar era nevoie? Mă cunoști doar, știi că nu mă pot abține. Da, asta e problema. Te cunosc. Cât vrei să mai stai pe aici, prin București? Mai mult decât îmi propusesem. Pentru că... am cunoscut pe cineva. Să zicem că aș putea să-i spun lui Ștefan că a fost o minciună, o neînțelegere, că n-a înțeles el bine, e mic. Inventez eu ceva. Dar vezi tu, nimic în viață nu este gratis. Ce? Dezbracă-te, fă-te cum vrei. Ce? Am spus să nu pui mâna pe mine, ai înțeles? Scoate paltonul, vreau să te calmezi. Sunt foarte bine așa. Draga mea, nu-ți doresc trupul. Da? Relaxează-te. Dar ce spune odată ce vrei? Pune aia deoparte, că e scumpă. Îl iubești mult pe Tudor? Ești dispusă să te sacrifici pentru fericirea lui? Da. Vreau să te declar vinovată de uciderea lui Octavian Cozac. Cum? Ești un nenorocit. Da. Fericirea lui e mâinile tale. Problema cu Ștefan e rezolvată. O să cred. Gândește-te, Narcisa. Mărturisește crima. Și Tudor va fi fericit. Vine să te strâng de gât. Dar mă murdăresc eu cu un jec ca tine. Asta e întâlnirea cu băiatul tău. Nu spuneam. M-am găsit la fel cum îl lăsasem, frumușel, mândru, orgolios. Nu vine să cred că ai un fiu. Spun și eu, secret. Credeți nici mie nu vine să cred. Cum așa? A fost un copil dificil. Totdeauna între noi au fost tensiuni. A fost singur la părinți și credea că îi se cuvine totul. Când a trebuit să mă recăsătoresc, m-a urât. Și cred că nici acum nu i-a trecut pe deplin, da? Oricum, e un om bun. Ne așezăm? Te rog. Cred că-i murdărit. Unde? Mulțumesc. Că nu te deranjează. Nu, doar că... am avut niște experiențe urâte. Dacă mi-ai dă o șansă, aș putea să-ți arăt că sunt altfel decât ceilalți bărbați. Credeam că tatăl tău nici nu mai trăiește, niciodată nu mai vorbi despre el. Pentru mine e ca și când ar mai trăi. Emil, de ce vorbești așa? Pentru că nu ne-am înțeles niciodată. Se poartă ca un infantil. Nu vrea să-și asume vârsta pe care o are. Vreau să rămână tânăr. Ce e rău în asta? De ce ești așa de dur cu el? Trebuie să-l înțelegi. Important e că s-a întors
Și că te-a căutat, nu? Dacă zici tu. Bună ziua. Bună ziua, domnule. Bună ziua. De ce cu domnul Tudor? Că n-arăta prea bine. Mă duc să văd despre ce e vorba. Bine, vezi despre ce e vorba și îmi zici și mie, da? Clădirea asta e un dezastru. Un singur lift. Ce s-a întâmplat, Narcisa? Ce ai? Nimic. Gâfâi, am urcat scările astea. Tudor e cumva pe aici, știi? Da, tocmai intra la el în birou. Da? Nu mai pot, Cate. Nu mai pot. Nu mai pot. Mă doare sufletul când vă văd așa, domnule. M-a avut cea mai oribilă noapte din viața mea. Vreau să se termine tot și să fie ca înainte. Gata! Liniștiți-vă. Ștefan e încă mic, dar o să înțeleagă totul mai târziu. Nu, Ștefan a înțeles. Ștefan a înțeles și l-a ales pe Cristian. Nu vreau să mai vorbim, Cati. Deja mi-e rușine. Rușine? De ce să vă fie rușine? Mă rog, eu spuneți... În tot ce aveți pe suflet, să știți că o să vă simțiți mult mai bine. Nu, nu o să mă simt bine. O să mă simt bine de-abia când Ștefan a venit din nou acasă, acolo unde este locul. Pot să vă ajut cu ceva? Să știți că eu... Mulțumesc, Cati. Asta este o problemă care trebuie rezolvată între mine și Cristian. Mai că nebunesc că mă gândesc că Ștefan este la Cristian acasă, iar Cristian, în momentul ăsta, este suspect de crimă. Nu spuneți asta, domnule. Nu spuneți asta. Domnul Cristian, criminal, nu poate să fie adevărat. Eu nu pot să cred așa ceva. Ce s-a întâmplat, Narcisa? Nimic. Ce? N-am nimic, sunt bine. Să știi că dacă pot să te ajut cu ceva, sunt aici. Mulțumesc. Sufletul pentru domnul Tudor. E distrus. Jur că aș face orice să-l scot din starea asta. O să surzești cu porcăria aia în urechi. Anastasia, telefonul. Cum? Telefonul. Mulțumesc, Viara. Ce număr o fi ăsta? Alo. Bună, eu sunt. Andrei? Tu ești? Da. Vezi că nu pot să vorbesc mult. Am șansă să văd cum te mai simți. Ia dă-mi-l mie la telefon, păpuțul ăla, că să-l conving eu imediat să vin acasă. Miora, lasă-mă să vorbesc. Ai ieși. Poftim? Nimic, vorbeam cu Miora. Ioara! Da? Ieși! Gata. Acum putem vorbi. Ce mai faci? Eu sunt bine. Am mai pus un pic în greutate, dar e normal. Acum am pentru doi. Mă uit la televizorul. La școală în fiecare zi. Și mă gândesc la tine, Andrei. Crede, Anastasia, că aș da orice să pot să fiu cu tine în București acum, dar nu știu, știi și tu cum sunt părinții mei? Stai liniștit. Știu că nu-ți dau voie să te întorci. Dacă ai putea fi cu mine acum. Da, îmi pare rău. Auzi, Ce? Ai aflat dacă e fată sau băiat? Nu. Încă nu. Dar a început să dea din piciorușe. Pe bune? Văi cât mi-ar fi plăcut să simt piciorușele. Nu, nici mi-e atât de dor de voi. Și nouă de tine. Ia, stai o secundă.
Gata. Ți-am trimis o poză. Da, stai să uit. Mai cât de drăguț e. Îți place? Da, pe bun, e foarte frumos. Îmi pare doar că nu pot să fiu și eu acolo cu tine. Știu. Mie nu-mi e deloc ușor, adică mă gândesc la voi în fiecare zi. Și la tine și la copil și... Vreau să te rog ceva. Da, sigur, spune. Când îți naște copilul, poți să mă anunci pe mine? Da, o să te anunț. Mulțumesc, Mete. Cu cine vorbești? Cu un prieten din Mincio, din București. O să închid imediat. Să nu dureze mult. Da. În câteva minute trebuie să plecăm. Tatăl tău ne așteaptă. Da, mamă. Bine. Alo, Andrei? Da, scuze, era mama. Bună, nu mai suport, mă controlează non-stop. Hai, liniștește-te. Da, nu știu, sper doar să pot ierta într-o zi pentru toate astea. Nu te mai gândi la asta, cum n-are rost. Da, ai dreptate. Asasia, eu acum chiar trebuie să închid. Îmi pare bine că m-ai sunat. Și mie mi-a părut bine. Pa, te iubesc. Vă iubesc. Și noi te iubim. Nu. Așa nu mergi îmbrăcat la recepție în niciun caz. Dar tu nu știi să bați la ușă când intri? Ție nu ți-e rușine? Du-te și îmbracă-te imediat frumos. Haide. Să conopidă. Uleu, caticate ești. Da, Narcisa. Bine, Cristian. Bine ce? Sunt de acord. Cu ce ești de acord? Cu ce mi-ai cerut tu? Ce ți-am cerut eu? Că nu-mi aduc aminte. Mai faci pe prostul. Sunt de acord să declar că l-am omorât pe Octavian. Mă așteptam să accepți atât de repede. Ascultă-mă bine, Cristian. O să fiu închisă. Iar tu îl vei trimite înapoi pe Ștefan la Tudor. Dacă nu te ții de cuvânt, te omor cu mâna mea și de stau 30 de ani închisă. Mă, fetiță, mă, tu chiar îl iubești pe băiatul ăsta? Dar de ce? Că nu te merită. Nu te interesează. De ce? Avem o înțelegere. Hai să sunăm pe procurare. Până nu te răzgândești. O să declar exact ce spun eu. Ai înțeles? Arăți foarte bine azi. Ți se pare? Nu mi se pare, nu. Ești foarte relaxată, să vedem. Cred că e din cauza lui Andrei. M-a sunat azi. Da, te-a sunat? Se vede că telefonul lui te-a liniștit. Lucrul ăsta e foarte important pentru tine și pentru copil. Eu sunt mai bine. Dar tu? Ești la fel de agitat în legătură cu tabloul? Nu. Ai reușit să afli ceva? Nu, n-am reușit să aflu absolut nimic. L-am cu mine, mă duc la un restaurator cu el. Poate descoperă el ceva ce mie mi-a scăpat. Iartă-mă, dar dacă nu e nimic de descoperit? Nu, cu siguranță, tabloul ăsta ascunde un mesaj. Bine, dar cum poți să fii atât de sigur? Pentru că asta simt. E ceva cu tabloul ăsta, crede-mă. Bună, mi-a. Ce faci, iubito? Ești bine? Da. Ți-ai luat medicamentele? Da, le-am luat. Și
Și atunci ce-i cu tine? Ce-ai? N-am nimic. Hai, nu, nu mă poți minți pe mine. Cum n-ai nimic? Ești îngrijorată din cauza băiețelului? Nu. Sunt sigură că o să rezolve cu Ștefan. Foarte repede. Dacă nu e asta, atunci ce e? Legat de transplantul tău? Hai să vezi, o să fie bine. Eu țin dieta acum, mănânc sănătos. Vreau să-mi iasă analizele bine, să pot să fac operația aia pentru tine. Nu mai beau bere. Lui Anton i-am interzis să mai fumeze în prezența mea. O să fie totul bine, ai să vezi. Și am să pot să fac pentru tine. Ce-i cu tine? Ce s-a întâmplat? Ce-i? De ce plângi? O să fie totul bine. Hai să vezi, Dumnezeu îi apără pe cei care sunt buni și tu ești bună, crede-mă, n-am spus niciodată prostii. Mă rog, câteodată am mai spus, dar de data asta nu. Hai să vezi, o să fie bine. Iar, ce m-aș face eu fără tine? Oh, te iubesc, Narcisa. Poți să mă lași, te rog, puțin singură? Bine, mă duc la bucătărie să-ți pregătesc ceva bun, să-ți lingi degetele. Te aștept! E vreo femeie în viața ta? Nu. Iar nu. Cum nu? Adică nu. Tot n-ai putut să o uiți pe Irina. Nu e vorba de Irina, e vorba despre altă femeie pe care nu mă pot scoate din minte. Am vrea încheiu să vorbesc despre asta cu tine. Și de ce nu? Pentru că niciodată n-am vorbit despre nimic cu tine. Cu atât mai puțin despre femei. Nu văd de ce aș începe acum. Să știi că niciodată nu e prea târziu să încerci, fiule. Dacă zici tu. Nu-mi zi, e pentru mine. Nu fi tâmpit. Vreau să-l dăruiesc femeii pe care am cunoscut-o. Îți place? Păi trebuie să-mi placă mie, trebuie să-i placă ei. Vreau să știu ce crezi. E un inel, ce să cred. Aș vrea să o cunoști. Trebuie să vină și ea. Nu vreau ca de data asta să fii și tu de acord cu alegerea mea. Tata, nu înțeleg nimic. Ileana. Unde e Ștefan? De ce nu doarme la el în cameră? Cum să spun? Ștefan... Ce? Scuză-mă. Ascunde minciuna asta. Îmi pare rău că am ales tocmai acest moment, dar nu mai puteam aștepta. Tudor, eu l-am omorât pe Octavian Cosac. O să mă predau. Am sunat-o deja pe Angela.
Vreau să se termine odată totul. Te rog să nu faci recurs. De data asta nu o să mă las pe nimeni să fie acuzat de ceva ce am făcut eu. S-a întâmplat ceva? Nu. Iartă-mă, trebuie să... Alo. Bună, Angela, Tudor la telefon. Da, Tudor. Te-a sunat cumva Narcisa? Da, m-a sunat să-mi spună că el a omorât pe Octavian Cozac și că vrea să se plătea. Ileana, vreau să vă lăs la telefon, dacă vrei să te duci în cameră. Angela, nu poate fi adevărat. Știi că nu poate fi adevărat. Încetează, Tudor. Cât mai ai de gând să o mai protejezi pe fata asta? Angela, Narcisa nu este o criminală. Tudor, te rog. Narcisa și-a recunoscut vina și a spus că vrea să se predea. Deja mi-am trimis oameni acolo ca să o ridice. Acolo? Acolo? Unde acolo? Trageți! Trageți! Ați s-a drăghit. Nu ce punea răstării să te va fi bine. Ai auzit? Tata, s-a întâmplat ceva? Unde fugi așa? Am ceva de rezolvat. A pățit Ștefan ceva, tata? Da, e urgentă. Andrei, sunt iubita lui. Cine? Da, iubita lui. Să știi că noi suntem foarte fericiți împreună. Da, și ne iubim. Așa că să lași în pace și să nu ne mai cauți niciodată. Ai înțeles? Cum? Narcisa! Tudor, te rog! Narcisa, lasă-mă, Angela! Tudor, mă, ce să cauți aici? Narcisa! Narcisa! Spune adevărul! Narcisa, spune adevărul! Eu l-am omorât pe Octavian Cozac. Nu! Narcisa! 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 Spune-te, vă rog! Hai să mergem! Narcisa! 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 E minunat. E pur și simplu minunat. Eu nu te iubesc. Nu te-am iubit niciodată. Așa că uităm. Mioara, tu îți dai seama ce ai făcut? Vă rog să mă iertați, dar n-am făcut-o cu intenție. Pași dracului dacă te mă Isa, ce înseamnă?